Reducerea bugetului pentru asistență socială a determinat reorganizarea serviciilor de GASPC Olt. S-a decis reducerea la unele servicii astfel că unele posturi neocupate au fost scoase din organigrama instituției. Regândirea instituției de asistență socială s-a făcut în așa fel încât oamenii să nu fie disponibilizați, iar mai puțin de 100 de posturi neocupate au fost scoase din schemă, dar să nu fie afectată nici încadrarea noile norme de acces la banii publici pentru serviciile sociale. Am hotărât să facem această restructurare și datorită lipsei de fonduri, dar și să ne încadrăm pe noile norme de acces la banii publici pentru serviciile sociale. Nu vor fi reduceri de personal, așa cum ați văzut și dumneavoastră, avem reducerea reposturilor libere, în același timp este o reorganizare a serviciilor actuale, astfel încât să fim mai eficienți și, așa cum v-am spus, să ne încadrăm și în noile norme de a avea acces la acești bani. Aceste servicii nu erau funcționale, e... Deoarece era, erau necesare fonduri pentru funcționarea lor, pentru plata personalului. În acest moment, așa cum știți, banii care au fost alocați pentru asistență socială în acest an de la bugetul de stat au fost mult mai puțini, și în acest sens nu am putut să mai. Menținem aceste servicii funcționale. S-a făcut o reorganizare și a serviciilor existente, acestea preluând unele sarcini noi. S-a făcut și o reorganizare a serviciilor existente pentru persoanele cu dizabilități pe noile denumiri de servicii sociale. Este vorba de serviciile uh, de îngrijire și asistență, s-au transformat în servicii de abilitare-reabilitare pentru persoanele cu dizabilități. Pe aceeași structură de personal, doar tipul de servicii s-a schimbat, fiind adăugate servicii la serviciile existente degeaspc ol se confruntă cu deficit de personal, iar anul acesta ministerul muncii a alocat un buget redus comparativ cu nevoile pentru funcționarea normală a serviciilor oferite de această instituție. Anul acesta Oltul a pierdut 61 de milioane de lei, lucru ce a afectat și bugetul de funcționare al SPC, dar și investițiile.